pe magică și mistică. Spune-mi, astăzi ce s-a întâmplat în pădurea de animale? Scuze, sunt împiedicată, rochea asta e prea lungă. Spune-mi. Păi nimic interesant, adică a trecut pe aici regina din Egipt ca să vadă un animal să poate să-l ia acolo. Majestate, bun venit la în pădurea animalelor. Mulțumesc. Spuneți, ce doriți, ce animal doriți? Avem cei mai frumoși cai. Cai. Ah, căluți! O avem pe prințesa Celeste, dar aceasta nu este de vânzare. Este o zână magică și mistică. Bine. Atunci îl vreau pe la roz. O vrei pe... Rozeta? Da. Rozeta, vino încoace. Rozeta. Rozeta. Ce căluț drăguț! E atât de drăguț căluțul. Ce-ai, Rozeta? Au. Te-ai pus să vorbim. Ne scuzați. Puteți să mângâiați pe Șoșo. Cine e câinele de acolo? Șoșo? Ah, ok. Vino încoace, Șoșo. Ce? Nu stăpân? Dacă nu spun vine, o să trezesc în pădure. Unde ți-e bine? Să nu te fure Harley Quinn. Până atunci, mai bine te duci cu ea. Și că să-l fur. Niciodată. Stai aici. Du-te înapoi în țarcă. Îi spunem că nu, că nu dăm în cal. E pus pauză? Și că să nu-l fur. Nimeni nu spune mie ce să fac. Bună ziua! Bună ziua! Ce făceați aici? Eu mă, pur și simplu mă prosteam. Ok, eu plec atunci, pa. Pa, pa. Ce ai? De ce ești trist? Cine vrea să te ia? Vrea să o ia pe Rozeta? Cine? Regina? Păi Regina e o fată foarte bună. Of, n-are nimic. Hai să cântăm un becel. Atât. Nu mai știu restul versurilor. Nu ia nimeni. Dacă Rozeta nu vrea, nu poate să fie obligată. Dar eu în locul ei mă duceam. Pentru că Harry Quinn poate să ia oricând. Oriunde. Da, și mie mi-e frică. Of, oare Rozeta nu vrea să fiu stăpâna ei? Oare crede că nu sunt o stăpână bună? Ce tot ai, domnișar? Da! Au! Nu! Taci! Mi-ai stricat părul, vai, du-te la coafor. Nu! Îmi cer scuze pentru ea. Ce-a fost asta? Nimic! Tu de ce plângi? De ce plângi? Pentru că un cal nu vrea să fiu stăpâna lui. Cine ar vrea să fie stăpânul? Să fii tu stăpânul lui cuiva? Adică, serios, eu sunt Barbie, sunt... frumoasă și drăguță. Tu ești o regină cu o coroană veche și o roche demodată. Hai că ți arăt eu ție. Piatră, foarfecă, hârtie. Ha, te-am văzut. Piatră, foarfecă, hârtie. Barză. Ha, ha. Rozeta nu mai iubește pentru că eu sunt frumoasă. Uite ce păr frumos și luminos am. Al tău e prea lung. Tunde-te. Se poartă părul mai scurt. Cal meu.
Aha. Am auzit eu bine sau nu vrei ca Rosetta să te adopte? Nu vreau să mă adopte, vreau să rămân aici cu regele Ferdinand albastru și... Ce? Te-a băgat cineva în seamă? Nu te-a băgat. Știam, Celestia. Nu facem reclamă. Și tu! Mulțumesc. Adică tu vorbești despre prințul ăla arătat de acolo? Pauză când ai zis să te auzi un pe. Nu. Despre ăla vorbești? Oricum sunt. Da. E de răguț. Da. Să știi că eu aș fi norocoasă să mă adopte cineva pe... Nimeni nu vrea să fie stăpânul meu, știi? Nu-mi pasă! Pa! Ce? Ce vrei? Vroiam să te întreb dacă totul e bine. Am auzit că vorbeați despre... Da, vor să mă ia, să mă duc să mă... Să plec cu regina aia și... Da, de ce nu vrei? Crezi că e rea? Da! Lasă că vezi tu rea, hi-hi! Au! Sper că v-a plăcut acest videoclip. Ne revedem! Data viitoare, la partea a doua, Harry Quinn. Pa, pa!